Bună dimineața și bine v-am găsit! Cafeaua de după și bună vestire! Ei, cum e să ai două vești bune într-o singură zi? Și abia 10 dimineața la tricou, atâtea grade în plus am avut în termometri încât am dat și la alții. Am strâns butonul, am strâns robinetul, gata, nu mai luăm gaze. Vă două luni am plătit noi tot factura mărită, dar după aia până în septembrie nu mai facem foc. Atunci o să plătim gazul, nu contează, să fim sănătoși, bună vestire! Auziți? Cântă cucu, semn bun, dacă ai bani la tine o să-ți meargă bine tot anul. Cântă cucu, eu nici azi nu merg la lucru. 100.000, cel puțin de 100.000 de locuri libere sunt pe piață. Avem nevoie de 100.000 de muncitori. Dă-l dracului lucru, noi stăm pe TikTok și povestim. Sau pe Facebook, pe YouTube, mă găsiți peste tot. Pe TikTok încă nu, dar mă mai gândesc. Vlad de aia nu apare că lucrează intens, așa-i? Vremuri grele, dar trebuie să fim optimiști. Celebrul realizator de televiziune, radio, internet și alte lucruri, Mihai Morar ne spune în fiecare seară beți un pahar de șampanie pentru că nu se știe cât o mai puteți face. Zi-mă direct, drojderilor, beți în fiecare seară, auzi, zice, beți un pahar de șampanie ca să profităm de vremurile pe care le mai trăim încă. No, dacă nu e șampanie, e bună și o bere și o țuică și o cafea primită de la Căciulă, de la Londra, pe contul de buymeacoffee.com/nicubendea. Mulțumesc, sănătate, toate cele bune! Ce înseamnă să ai principii? Vă știți că Dorian Popa nu poartă chiloți? Pe cine interesează? Dacă m-a pus el problema asta, zice, domnule, eu nu port chiloți din principiu. Unii zic, nu mint, din principiu. Alții zic, dacă mi-am dat cuvântul, ăsta e principiul meu. El își lasă aferentele să bălângăne din principiu? Mi se pare ciudat. Principiul lui Cătălin Zmărănescu a fost lupt până pot să câștig Survivor. După 10 săptămâni l-au țepat afară. Lua omul cam 4500 de euro pe săptămână. Deci omul luase bani mulți. Andreiesca a zis, Andreiesca zice, dați-l afară că îmi depășește salarul. Pozi. Celebrul portar Buffon a semnat prelungirea contractului la echipa Parma cu încă 2 ani. Pe când îi se termină nouul contract, o să aibă 46 de ani. Buffon, ce mai? Un Buffon românesc, autentic 100%, îl puteți privi diseară la 19:15 pe Prima TV în serialul Oportuniștii. Mulțumesc pentru că ați venit la spectacolele pe care le-am avut în zilele trecute. Vă aștept în continuare și pe pagina de Facebook și aici cu noi și noi materiale. Că surprize nu mai pot fi, că ne știm de atâta vreme. Weekend plăcut și optimism. Și bezi șampanie, bezi... Tu ce bei în weekend? Nu mai e rom. Apă. Apă. Buymeacoffee.com/nicubendea. Cele bune!